Minunile făcute de Dumnezeu, disciplina religie, cultul ortodox, clasa a doua. Minunea este un fapt sau un lucru sau un fenomen uimitor, neobișnuit, inexplicabil, care se petrece prin intervenție divină cu un anumit scop moral sau religios. Aceste minuni ale Domnului nostru Isus Hristos pot fi grupate în trei categorii: minuni asupra naturii, minuni asupra oamenilor și minuni asupra ființei sale. Prima categorie. Minuni asupra naturii. Priviți cu atenție aceste imagini. Ce credeți că reprezintă? Prima este umblarea pe mare. A doua este uscarea smochinului neroditor. Aici avem reprezentată minunea pescuirii minunate, când apostolii au prins atât de mult pește încât li se scufunda barca. Minunea preschimbării apei în vin. Să citim o poveste din Sfânta Scriptură. Intrând el în corabie, ucenicii lui l-au urmat. Și iată, furtună mare s-a ridicat pe mare, încât corabia se acoperea de valuri, iar el dormea. Și venind ucenicii la el, l-au deșteptat, zicând: Doamne, mântuiește-ne că pierim! Iisus le-a zis: De ce vă e frică, puțin credincioșilor? S-a sculat atunci, a certat vânturile și marea și s-a făcut liniște de plină. A doua categorie de minuni sunt minunile asupra oamenilor. Priviți cu atenție. Iată aici minunea vindecării femeii gârbove, care nu se mai putea îndrepta de spate. Iar aici avem vindecarea omului cu mâna uscată. Aici avem reprezentat momentul în care Mântuitorul vindecă 10 leproși. În altă zi, Mântuitorul vindecă sluga sau servitorul unui sutaș sau a unui militar. De multe ori, mergând prin cetăți, Iisus vindeca orbii. A treia categorie de minuni sunt minunile asupra ființei sale. Priviți cu atenție aceste icoane. Recunoașteți vreuna dintre ele? Prima pe care vă prezint este schimbarea la față, când Iisus Hristos le arată apostolilor că El este Dumnezeu. Aici avem reprezentată învierea Domnului, cea mai mare minune. Iar aici, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, în prezența Sfinților Apostoli și a Maicii Domnului.
Să recapitulăm. Minunile Domnului nostru Iisus Hristos se pot grupa în trei categorii. Minunea asupra naturii, asupra oamenilor și asupra ființei sale. Identificați din ce categorie face parte ceea ce reprezintă fiecare imagine. Răspunsurile corecte sunt: din prima categorie avem umblarea pe mare, din a doua avem vindecarea orbilor, din cea de a treia asupra ființei sale avem schimbarea la față. Felicitări! Vă aștept ora viitoare!